Cererea privind suspendarea executării Ordinului Ministrului Educației Naționale, formulată de către Mihai Stroie, fostul inspector școlar general Tulcea, a fost judecată în data de 9 octombrie de către Curtea de Apel Constanța, care a amânat pronunțarea cu o săptămână. Instanța a hotărât luni respingerea solicitării adresate de fostul inspector. Această decizie nu este însă definitivă, ea putând fi atacată cu recurs tot la Curtea de Apel Constanța într-un interval de 5 zile de la comunicare. 13 inspector general școlari au fost înștiințați în data de 18 august că mandatul lor încetează cu 4 septembrie, întrucât ar au fost găsite mai multe nereguli în contractele lor de management. Mulți dintre aceștia au contestat în instanță decizia ministrului Educației Naționale de a-i demite, obținând suspendarea ordinului și repunerea în funcție printre ei regăsindu-se inspectorii general din județele Buzău, Brăila și Vrancea.